Aveți o bandă de limitare? Era puțin trecut de ora 21 când cineva a sunat la 112 să anunțe că un tânăr s-a aruncat de pe podul Anghel Saligny din Cernavodă. Imediat s-au deplasat la fața locului mai multe echipaje de la pompieri și ambulanță, precum și două șalupe de la garda de coastă, care au început operațiunile de căutare. Pentru că nu au avut prea multe informații cu privire la locul de unde a sărit tânărul, aceștia au periat zona atât pe apă cât și pe uscat. Vă spune că s-a aruncat la 20 de metri de la piciorul podului de sus de acolo. Vreau să facem o căutare semicirculară de la mal. Unul intră în apă, da? Pe la capătul, ne? Cu o distanță de cel puțin 20-30 de metri semicircular. Tânărul care a decis să își pună capăt zilelor avea 23 de ani și fusese crescut de un unchi și o mătușă. Împreună cu ei și o nepoată de 5 ani se întorcea aseară de la munte. La un moment dat le-ar fi cerut să oprească mașina ca să își facă nevoile fiziologice. Numai că tânărul a profitat de neatenția lor și s-a aruncat de pe pod. Aici apa e foarte mică și după este un prag care ajunge în 4-5 metri. Ok, când ajung în pragul ăla o să trag odată. Da? Să știi că am ajuns pe prag și covor. Doi scafandri au căutat trupul tânărului în zona în care acesta s-ar fi aruncat, însă din cauza nopții au fost nevoiți să suspende operațiunile. Căutările au fost reluate în această dimineață. La vreo 15 metri mai încolo e curent foarte, foarte mare. De-aia am reușit să stau în cordelina aia. Vizibilitatea este bună. Apa fiind rece este foarte bună vizibilitatea, dar nu ne ajută la nimic. Asta e temperatura la 2 grade. Dacă s-ar fi aruncat la temperatura asta... Hipotermie direct. Se pare că tânărul nu ar fi fost la prima tentativă de suicid. De data aceasta, el intrase în depresie după ce a rămas fără serviciu.